E bine? Ba da, nu știu. Atenție multă. 62 pe 10, 31 pe 5. Și acum? În prima cu 5. Da. Da. A doua cu 45. Da. Și ultima cu 9. Echivalent, ascundiță. 50 minus 45. 50x minus 45x. X egal cu 31 ori 9. 279. 279. Da. Adică? 5x egal cu 279, x este egal cu 279 supra 5. Supra 5. X egal cu 279 pe 5, iată rezultatul. Alte ghișiți? 3x plus 6,2 în perioadă. 6,2 în perioadă. Egal cu x plus 11,4 în perioadă. 4 echivalent. Echivalent cu 3x minus x. Da. Egal cu 11,4 în perioadă. Minus 6,2 în perioadă. 6,2. 2x egal cu 11 minus 6. 5,2 în perioadă. Da, se poate scădea, se pot scădea numele așa cu perioade? Nu se pot scădea? Da, nu am scris că se poate. Dacă nu, pentru că, de exemplu, am 4, 4, 4, 4, 4 și am 2, 2, 2, 2, 2. Dacă scad 2, 2, 2, 2, 2 din 4, 4, 4, sunt rămân mereu 2, 2, 2, 2. Da. Deci, eu asta am făcut stau o secundă, dacă e aceeași, dacă e perioada de și de o singură cifră și o singură cifră. Da, dacă e mixtă, nu mai putem să facem. Deci dacă e mixtă sau dacă e două cifre, cifre și de o singură cifră, nu se mai poate face. Dar dacă, de exemplu, aveam acolo 24. Da. Și eu aveam minus 6,2, nu? 2 în perioadă. Deci nu dacă ar fost 24, da. 24, 24, 24, 24 și 24, acolo 2. Și aici e 2, da? N-ar 2 în perioadă, 2, 2, 2, 2, 2, da? Și mai departe. Și la scădere, ce însemna? N-ar fi fost 0,4? 0,3? Păi 24 scăzut 2. Face cât? E 22. Și face 0,4 în perioadă, da? Deci trebuie să ții cont aici că asta, noi am vorbit de 24, da? Dacă faci scăderea, trebuie să zici că 2-ul ăsta e la decimala a doua, deci ca să repetă. Să nu scazi de aici, că 2 minus 2 0. Face 0, da? Deci trebuie să înțelegi că aici e 2,2, aici e 24,24 și atunci vine 0,04, 0,4 și așa mai departe. Și devine tot timpul așa. Merge și așa, dar să nu cumva să greșești în situația când ar fi oricine, ar fi mixtă. Așa că e mixtă, transformă fracții, neapărat. Neapărat, neapărat. Deci nu stai pe gânduri. Și atunci vine că 2x egal cu, ai zis. Bine, că și la mix nu e așa de greu să calculăm asta. De exemplu, dacă aș avea 3 și 6 în perioadă, aș putea să fac. Deci, dacă ar fost 3,2 și 5 în perioadă, scăzut, da. 1,7 și, da, dacă e așa. Și 3 în perioadă. Dacă era așa, nu puteam să fac. De exemplu, dacă din primul membru era mai mare decât al doilea. Cum ar fi fost, la exemplu nostru, ar fi fost 3,3 și 5 în perioadă minus 0,2 minus 2 în perioadă. Da. Deci am înțeles. Da. Trebuie să fii foarte atent la momentele acestea. Dacă îți propui să mergi așa, să vezi cu partea periodică și să o analizezi acolo, da? Bine. Mai vine 2x egal cu cât, ca să nu toată ne ghiștiu nostru. Vine 2x egal cu 5,2 în perioadă. 0,2 în perioadă. Adică x egal cu egal cu 52 supra 9 sau 52 minus 5 care vine
47 supra 9. 47 supra 9. 47 supra 9. 2x a fost egal, da? 2x. De unde x va fi egal cu? De unde x va fi egal cu... Înmulțim cu un... 47 pe 9, ori 1 pe 2. 1 pe 2. Adică face? 47 supra 18. Așa. X egal cu 47 pe 18 și acesta pare să fie rezultatul, da? Da. Ei, mergem mai departe să vedem la alt exercițiu. Da, trebuie să înțelegem. Da, îți amintești, da? Ne făcea rechi, eu mă transformă. Ești mai sigur. Da. Dacă ținem cont de faptele acestea care am vorbit, da. De care am vorbit, nu mai stăm așa să pierdem timp, ci știm exact ce avem. Așa, te rog, altuiești. (0,1x) în perioadă cu bară deasupra, da. Plus 0,2x, puneți în paranteză, domnul profesor, la primul, deci 1x în paranteză. 1x în paranteză, în perioadă, așa, da. 0,2x, la fel, bară deasupra, plus 0,3x, bară deasupra, plus puncte, puncte, 0,9x, bară deasupra, egal cu 53 supra 11. Rezolvați. Transformăm toate. Hai. În frații. 1x supra 99. Deci vine... 1x supra 99. Da. Păi dacă ne, gândim, dacă ne gândim într-un fel ar fi 1x plus 2x plus 3x plus 4x plus 5x plus 6x până la 9x. Deci 1x deodată, da? Vrei să mergești? Plus 2x plus 3x, da. Plus puncte, puncte și mai departe plus 9x. Supra 99, se punem la mijloc, da. Da? Egal cu 53 supra 11. Ce ce ar însemna? Ceea ce însemna că pe a doua trebuie să o înmulțim cu 99, cu 9 doar. Da. Ca aducem la același numitor și 1x plus... Ce fac? 1x plus 2x plus 3 plus 9x. Face x pe lângă. 1 plus 2 plus 3 plus 9. 1 plus 5. Să spunem că facă supra Gauss. De 10 ori 9 pe 2. 45, da? Deci vine 45x pe 99 plus 53 pe... Nu e egal? Egal, da? Egal cu 53 pe 11. 53 pe 11. Ce aici ar însemna? Pe a doua mulțim cu 9. Atât cu 9. Și înseamnă echivalent? Și înseamnă echivalent 45x supra 99 egal cu 5 ori 3, 7, 2, 477. 477, da? 9 ori 3, 27, 95. Și de aici rezultă că x este egal cu 477 supra 45. Da. Adică putem simplifica aici prin, nu știu, cum ai merge prin ceva, e uite de tu. 14 supra 5. Hai să vedem în ce a constat exercițiul. Trebuia să vedem, să știm cum să transformăm. După aceea facem un faptor comun. Sigur că da, vedem suma Gauss și iată exercițiul rezolvat.
alte chestii. 0, x, 1, în paranteză, bară deasupra, așa, plus 0, x, 2, bară deasupra. Stați așa, vă pus în paranteză tot, x, 1, x, 1. Deci, și x, așa, 1, da, așa, da, 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 n-am fost atent. Așa. La fel. Plus 0, puncte, puncte, ați spus, da? X, da. 9. X, 9. Egal cu 35 supra 18. Avem x ori 1, x ori 2 și x ori 3. Sus am avut invers. Păi, din câte vei, da, acolo. Să spunea, acolo nu ziceam că sunt factor. Da, e bine, e bine aici așa cum am gândit-o. N-a spus bine factor. Păi, asta vreau să spun. 1x ăsta trebuia lăsat așa. Că este un număr din două cifre. Două cifre. Asta era, n-am să scoatem pe X. Asta e. Acum mi-am dat seama aici jos. Sigur că da, sigur că da. Deci aici, 1X, nu degeaba s-a pus bara. Bara deasupra. Nu e 1 ori X, e un număr format din două cifre. Un număr format din două cifre, din două cifre, din două cifre, da? Și acum devenim asupra ieșiților. Da? Să spun, cred că mi-am dat seama cum era. Era, cât aici era? Acum, era 53 pe 11. Așa. Și venea, stați puțin. Deci, dumneavoastră spuneați că erau numere întregi, nu? Noi acolo am amplificat cu 9. Stai, că n-am terminat aici, că nu-i bine aici. Păi de acolo sunt. Nu, aici. Noi am amplificat cu 9 a doua. Dar suma o lăsăm așa atunci. Păi da, și o să fie 10. 1x plus 2x plus 3x plus puncte puncte 9x egal cu 477. Stop, de aici cât trebuie să scriu? 2x. De ce? Cum se scrie? A, B, C. Bar. Bar. 10 ori x. 100 a plus 100. Deci egal cu 100. 100 ori a plus 10 b plus c. Da? Și atunci, cum vom scrie acolo? Păi, acum o să scriem 10 plus x. 10 plus x. Pentru fel era bine ce am creat. Măi, mai departe. A, bani. 10 plus x plus 20 plus x plus 30 plus x plus puncte puncte plus 90 puncte. Plus x, totul supra. Totul supra 99. Da. Egal cu 477 supra 99. 99. Ce ți-ar fi echivalent cu? Păi... putem scoate pe x în factor comun. Păi, este mulțit cu ceva? Nu. Păi pot să scad 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 50 plus 60 plus 90. Și cât faci? 10 plus 20 plus 30 plus 90 plus 90 plus 90? 10, deci 90 ori 100. Cât a fost când am adunat 1 plus 2 plus 3 plus 9? 9 nule. 45 au fost. 450. Ok, vezi? Facem așa, 450. Am gândit așa și am zis că poate nu-i corect, da. Păi, ai convinge a picări. 450 plus? 450 plus 9x. Plus 9x. Da. Egal cu 470. Da, 9x. Și 9. Supra 99. Supra 99, dar egal. Nu mai trebuie egal să scriem supra 99. Deci că ai scris aici 53 prin 11 da. Ca 47, da? Deci egal cu 477. Deci egal cu 477. Scădem în 450. Da. Și numărul x este egal cu 27. X egal cu 30. X egal cu 30. Deci noi trebuie să anticipăm că x-ul acela nu-i corect, pentru x-ul acela trebuie să fie cifră. Da. Deci când ne-a dat nu știu ce x acolo o fracție,
trebuia să fim atenți, atenți că... și să spunem X-ul ăsta care îl așteptăm, te spui la cât, până la cât? De la... 0 la 9. De la 0 la 9. Da, X-ul trebuie să fie de la 0 la 9 pentru că este... Pentru că e două cifre. Sunt două cifre, deci e neapărat. Deci e cifră. Nu poate să fie o fracție. Înseamnă că jos poate fi de la 1 la 9. Și X-ul de aici tot la... la chiar și 0 poate să fie. A, da. Poate fi și 0. Deci, dar nu are cum să fie 0. De ce? După ce scriem fracția ordinară, vine numărul X2. Și ce înseamnă X2? Nu poate fi X0. Că e prima cifră acolo, nu? Te poziția la prima cifră, de la 1 la? De la 1 la 9. La 1 la 9. Deci puncte, puncte aici ce spune la partea plus 0, X9. X9, da. E egal, 35 supra 18. 35 supra 18. Așa, acum nu mai e nimic ca 11, nu 18. 11, da, așa. Te rog. X1. Deci vine X1 bar. X1 plus X2. X2 bar. Neapărat. Plus puncte puncte X. Plus puncte puncte X9. 9. Totul supra. Totul supra 99. Da. Este egal cu? Este egal cu 477 spre 99. 477 de date. Supra 99. Și aici vine... 10x de 9, 90x. Deci vine 10x, 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 deci vine 90x plus, plus 45. Plus 45, da. Egal cu 477. Da. Scădem în 45. Da. 90x egal cu 432. 432. Jumate să împărțim pe 430 la 90. Da. Și X egal cu... 90. Nu se împarte exact, trebuia să dea X-ul ăsta la cifre. Nu așa? Deci... Tot așa e 35 pe 11? Da. Tot 35 pe 11. Deci X1, X2, X... Stați că nu e 477 atunci. De ce? Sus era 53. Da. Așa, 53. Și vine 35 ori... 9. Da. 35 ori 99, da? Da. Ori 9. 35 ori 9. Ori 9, corect, corect. Ce face 35 ori 9? 315 pe 99. 15 pe 99. Și atunci rezultăm că avem 9x. 90x. 90x, da. 90x. Plus, egal cu? 315. Și minus 45 din 0. Deci 90x egal cu? 275. 270. 270. De unde X va fi egal cu? X va fi egal cu 3. 3. Dar nu toate sunt 3. S-a întrebat să fie din nou 3. Da? Da, te rog. 0,1X în perioadă, cu bară deasupra. X. X-ul perioadă. Mai X-ul în perioadă, cu bară deasupra, plus. La fel, 0,2. Am zis 0,2. X aici nu mai avem puncte-puncte, avem doar 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Deci 0,3 x în perioadă, bară, plus 0,4 x în perioadă și plus 0,5 x în perioadă egal 11 supra 6. 11 supra 6. Ce e ușor. Te rog. Scriem ca 9... 1x. Stați. 1x minus x. Minus 1. Deci. 1x minus 1. 1x
Minus 1, așa, plus nu? 2x minus. Dar 1x trebuie să scriem așa. Da, cu bar. Da, minus 1. Plus 2x minus 2. 2. X. 2x cu bar minus 2. Plus 3x minus 3. Așa. Plus 4x minus 4. 4x minus 4. Plus 5x minus 5. Plus 5x. Minus 5. Egal cu 11 pe 6. Și aici la prima scrieți sunt supra 90. Deci 1x, totul supra, dar totul supra 90. Totul supra 90, corect. Așa. Stați puțin. 10, 20, 30, 150x. Deci 150x. 150. De ce este 150? Ca să păi scriu 10 plus 20 plus 30 plus 40. Deci vine 10. 10 minus 1. 10 minus 1 plus 20 minus 2. 20 minus 2 plus 30 minus 3 plus 40 minus 4 plus 50 minus 5 50 minus 5 plus 5x. Plus 5x, da. Supra 90. Totul supra 90. Egal cu 11 supra 6. 6 ori cât sunt de 90? 6, da. Ori 5. 15, nu? Ori 15, da. Deci amplificăm aici cu cât? 15. 15. Și echivalent? 9 plus 19 plus... Da, deci îți faci așa, adun de al de 10 întâi. Și plus caz, sau vine și așa, cum ai zis, 9 plus 19 plus... A, păi dacă nu facem așa, vine 150. Deci 10 și cu 2, 30, 60. 150 vine. Da? 150 minus... 3 și 36 și 40, 15. Minus 15. Plus 5x, nu? Da. Totul supra 90. Nu e neapărat. Pentru că am mulțit cu 15. Așa, egal atunci, că am numitorul, egal cu... Egal cu 11, 15... 165. 165. Da. Acum, 150 minus 15 vine 145. Deci vine 100, 135. 135. 135. Plus 5x. Plus 5x. Egal cu 165. Da. Scad în 135. Da. 5x egal cu 20... Nu, stați, 15. Stați. 30. Egal cu 30. X egal cu 30 pe 5, 6. Iată că l-am găsit pe x. X egal cu 30 pe 6. Și cu asta am aflat okay. Că... Da. Da, sunt mai mai tot așa mai funcționează, nu? Nu, am dat de la două. Cele mai interesante le-am făcut, nu? Da, cele mai interesante le-am făcut, iar el o să facă multe. Am înțeles. Trebuie făcute toate. Da, ai văzut? Deci nu scot, dacă avem dorința asta care ai spus-o mai devreme, trebuie să ne ținem de treabă. Antrenamentul presupune, ar fi reușit înseamnă antrenament, zi de zi. Deci, clasa a doua, acum, da? Vă faceți finalul sau în lucrurile? Da, 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 da. Să nu uitați, dați like și share, să vă abonați la Profil Online. La revedere! La revedere, dragilor! La